Salutare! Am făcut câteva prezentări legate de tăierile de ușurare la vița de vie. Avantaje, când se face și cum se face în funcție de anumite tipuri de conducere a viței de vie. Însă, ce putem face cu coardele care au rămas în urma tăierilor de ușurare de la vița de vie? Păi, nimic mai simplu. Dacă vițele de vie sunt vițe de vie altoite, atunci aceste coarde sunt perfecte pentru a fi folosite pentru altoirile în uscat. Ca atare, le aranjăm în mici legături și le pregătim. După ce am adunat legăturile de vițe de vie, fiecare separat pe diverse soiuri, ca să știm exact să nu le încurcăm, trebuie să le pregătim, le curățăm de cărcei și le tăiem la dimensiuni potrivite și pentru asta avem nevoie de o foarfecă, apoi va trebui să le și ambalăm într-o folie de tip stretch alimentară. Aceasta este foarte bună pentru că le izolează și ține umiditatea în interior ca să nu se deshidrateze și bineînțeles o mai trebuie un pic și câteva etichete sau ceva de scris ca să scrieți soiul fiecarei vițe în parte, să știți după aceea în momentul altoirii ce soi sunt. Ca atare, trecem la curățarea vițelor de vie. După ce am eliminat toți cârceii de pe coarde și alte mici rămurele, vom păstra coardele curate și le vom aranja mai departe și le vom tăia la dimensiuni mai potrivite. Coardele le vom alege și le vom tăia astfel încât să fie cât mai drepte, ca să putem să le chitim cât mai bine. Cum este această coardă, o vom scurta undeva la jumătate. Întotdeauna tăiem la jumătatea internodului pentru a recupera în momentul altoirii să putem folosi și acest nod și acest nod. Și în acest fel și prin scurtare ele deja sunt ceva mai drepte și o să le putem ambala mult mai ușor dacă sunt mai drepte. De asemenea, lungimea este undeva la 30-40 de centimetri, dar poate să fie și mai mare în funcție de zona de depozitare pe care o aveți. Ca și grosime, ideal este ca o coardă să aibă undeva între 8 și 10 mm grosime. Dar poate să fie și mai subțiri, însă va fi puțin mai, uite cum este această coardă, va fi puțin mai complicat să o folosiți la altoire, cel puțin pentru altoire cu clește din acelea în Omega, pentru altoit, nu veți putea să îl folosiți pentru că este prea subțire. Acela îl puteți folosi doar pentru coarde ceva mai groase. Însă puteți să folosiți și coarde așa mai subțiri pentru că folosiți metoda de copulație de altoire în copulație perfecționată. Continuăm cu restul coardelor, undeva la 30-40 de centimetri, consider eu că este cel mai bine, dar fiecare le taie după cum este comod. Această coardă este cam prea subțire, așa că o dăm deoparte. Păstrăm numai coardele care sunt potrivite ca și grosime. Deci tăiem în mod ideal la jumătatea în internodului, astfel încât uscătura să nu deshidratarea să nu ajungă cu una cu două la ochii pe care vom folosi la altoire. Și aceasta este cam subțire, dar o putem păstra pentru dacă nu avem portaltoi pe grosime corespunzătoare, vom folosi și din aceste vițe mai subțiri.
În acest moment am terminat de finisat coardele și le putem lega cu puțină sfoară sau cu orice altceva într-un mănunchi cât mai strâmt ca să fie cât mai strânse. Odată ce am legat coardele și le-am aranjat să stea cât mai compact, putem să mai scurtăm unde ne deranjează. Vom folosi folia de tip stretch, să fie o lungime ceva mai mare decât lungimea mănunchiului de coarde. Și apoi le vom ambala. Trebuie să fie cât mai bine ambalate, chiar în mai multe rânduri de folie. Astfel încât să stea cât mai ermetic. Mai punem încă un rând ca să fim siguri că au fost ambalate corespunzător. Dacă aveți, puteți folosi și folie de ambalat, cum sunt acelea mult mai late. Rolele de se folosesc la ambalarea paleților. Sunt mai bune acelea pentru că sunt mai late. Puteți folosi și o simplă pungă. Până la urmă, numai să nu fie îngăurită ca să nu iasă umezeala. Și, bineînțeles, trebuie să scriem și pe o etichetă ceva sau pe o hârtiuță denumirea soiului. Și din nou ambalăm. După ce am pregătit toate pachetele, fiecare pe categorii, după soiul de viță de vie, trebuie să le punem la păstare peste iarnă. Unde putem să le păstrăm? Dacă aveți pachete așa mai mici cum sunt acestea, le puteți păstra pur și simplu la frigider, în cutia pentru legume sau chiar direct în frigider, nu contează. O temperatură undeva de între 0 și 4 grade, bine, poate și sub 0, dar nu este indicat. Între 0 și 4 grade este temperatura ideală. De asemenea, dacă nu aveți loc în frigider sau aveți pachete mai mari, le puteți păstra făcând o groapă în pământ, undeva la o adâncime de 30 de centimetri și apoi le acoperiți cu pământ. Sau dacă nu, să faceți o groapă ca un fel de cămin, cum sunt cele pentru hidrofoare. O groapă în pământ, fie că e zidită sau este un butoi băgat în pământ, în care să le depozitați până în primăvară când veți face altuirile.
De ce este foarte important să păstrați, să strângeți, să luați coarde de viță de vie pentru altoire din toamnă și nu în momentul când faceți altoirea în primăvară? Dintr-un motiv foarte simplu. Dacă le luați de acum de toamnă, atunci veți fi siguri că toți acești ochi pe care i-ați prelevat din coarde nu vor fi înghețați și îi puteți folosi fără nicio problemă la altoire. Dacă o să luați coarde în primăvară, în februarie, martie, atunci este posibil ca dacă iarna a fost foarte geroasă, să o parte din ochi să fi fost afectați și în acest fel nu mai sunt viabili și nu mai sunt buni pentru a fi folosiți pentru altoire. Deci perioada ideală pentru păstrarea și recoltarea altoilor este toamna sau început de iarnă prin decembrie, dar până nu vin gerurile. În felul acesta este foarte simplu să păstrați din două astfel de pachete altoiți undeva la câteva zeci de vițe, poate sunt 50 de vițe, chiar mai bine. Din fiecare ochi veți obține o altoire. Asta a fost tot, vă doresc multă sănătate!